De la momentul instaurării stării de urgență și până în prezent, din totalul de 22 de persoane aflate în izolare în comuna Corbi, au mai rămas 16. Aceștia respectă condițiile izolării și nu ridică probleme autorităților locale. Totodată există și un număr de 3 locuitori ai comunei Corbi care sunt plasați în carantină, urmând ca în acest weekend aceștia să iasă. Avem o persoană autoizolată. Au fost 22, au ieșit 6 din autoizolare, trebuie urmează să iasă și celelalte persoane. Și avem și în carantină, însemnând la Pitești, 3 persoane care au domiciliu pe rada comunei Corbi, care au venit de la muncă din Germania și mai au carantină până sâmbătă sau duminică, după care vor ieși din carantină și ei. În contextul pandemiei de coronavirus, activitatea din primăria localității Corbi se desfășoară în condiții restrânse. Se lucrează în special pentru fermierii care vin să-și lase cererile de plată a subvențiilor pentru APIA. În primărie, la fel, avem activitate restrânsă, în sensul că am aranjat un birou la intrarea în primărie. De acolo preluăm toate cazurile, toate cerințele, toate nevoile. Deci activitatea chiar... primăriei încă se mai desfășoară și cu publicul. Se desfășoară, numai că se desfășoară într-un ritm mai scăzut și doar pentru nevoi. Și pentru nevoi special cu APIA, pentru că la APIA trebuie să depună oamenii cererea de plată, oamenii trebuie să le pregătim documentația, cu toate că acum APIA ne-a trimis o adresă prin care spune ca să le trimită oamenii online. Este o aplicație, IPA se cheamă online, dar nu oamenii vârstă au posibilitatea asta, nici nu știința și nici tehnologia necesară. Dar încercăm să-i ajutăm și până acum lucrurile sunt în regulă, nu avem niciun caz, nu s-a întâmplat nimic. Edilul localității îndeamnă și susține fermierii să iasă la muncile câmpului, respectând totuși măsurile de protecție și distanțare socială impuse prin ordonanțele militare.